Liberalul Bronisław Komorowski este noul președinte polonez. Acesta l-a învins la alegerile de duminică pe contracandidatul său, conservatorul Jarosław Kaczyński. Potrivit datelor preliminare furnizate de Comisia Electorală Centrală, acesta a obținut 52% din voturi la cel de-al doilea tur al prezidențialelor față de Kaczyński, pentru care au votat 47% dintre alegători. Rata de participare la vot a fost de 55%. Potrivit sociologilor, cei care au decis rezultatul sunt alegătorii ostili lui Kaczyński, printre aceștia numărându-se mulți votanți de stânga. Alegerile prezidențiale anticipate în Polonia au fost convocate după moartea tragică a președintelui Lech Kaczyński într-un accident aviatic produs la 10 aprilie în Rusia.